Nu uitați de like și share, sigur că da. Nu uitați! Să nu uitați! Vă mulțumim frumos, nu? Că ai zis odată. Vă mulțumim! Deci în figura alăturată o să vă arăt imediat, ABC de rom, de latură 14 cm. Deci avem așa în ipoteză, A, B, C, D, rom. Rom. Când zicem rom, domn profesor, când alegem amintiri și zicem... A, de ce? Când tu ai... Rom, zicem... două laturi paralele, două laturi, două laturi alăturate... Comprende? Nu, laturi alăturate și... Paralelogram. Ca să vedeți, dacă el... Dacă, nu, urmăriță. Dacă tu ești de acord cu ce spui tu, nu. Și noi. Trebuie să urmăriți ce spui tu. Te rog, când am deschis cuvântul, când am pronunțat cuvântul paralelogram, rom. Ce, pardon, rom, ce înseamnă asta? Are diagonalele perpendiculare. Bun. Bun. Să vedem ce mai știe. Are diagonale perpendiculare. Sunt și bisectoare. Cine? Diagonalele. Cui sunt bisectoare? Bisectoare ale unghiurilor opuse, nu? Da, sau. Paralelogram. Este paralelogram toate laturile congruente. Deci paralelogramul cu două laturi arătate complete. Deci ce? Da? Ai mai adus rombul și pătrat. Vă rog. Eu sunt într-o lecție de matematică, acum sunt în direct la Prof. Online TV. Dacă aveți prieteni cunoscuți, să intre acum pe Prof. Online TV și vor găsi lecțiile în direct. Așa, dar nu vă pot răspunde acum. La apicultură. Bine? La revedere. Rombul are diagonale perpendiculare? Da. Da. Da, sigur. Deci când ai zis romb, e vorba de un paralelogram. Și apropo de paralelogram, ce înțelegi cu paralelogram acum? Paralelogram are două laturi opuse și congruente, diagonalele sunt... Nu. De fapt, ba, da, diagonalele se înjumătățesc, două unghiuri opuse fac 180 de grade. Nu citești mecanic, îmi pare foarte rău. Deci, Adi, nu înțelegi că trebuie să pricepi exact ce spui. Nu unghiurile opuse să facă 180 de grade, unghiurile alăturate oricărei laturi. Adică, într-un paralelogram, mai Adi, te zic așa, paralelogramul, așa, unghiul ăsta și cu ăsta fac 180 de grade. Sau unghiul ăsta și cu ăsta fac 180 de grade. Sau ăsta și cu ăsta fac 180 de grade. Unghiurile alăturate oricărei laturi fac 180 de grade. Apoi unghiurile opuse sunt congruente, două câte două. Da? Diagonale ai spus că se jumătățesc. Da. Ai mai spus că laturile opuse sunt paralele și congruente, două câte două. Dar ca să fie un paralelogram, nu e suficient mai să fie laturile opuse paralele, două câte două. Sau două laturi opuse paralele și congruente. Deci toate aceste lucruri, când am spus rom, înseamnă paralelogram, dar paralelogram înseamnă toate proprietățile cele care am vorbit mai înainte. Iar în plus, acum e paralelogramul cu două laturi apropiate congruente, numai două. Tu ai spus mai înainte, Tudor, cu toate laturile congruente. E prea mult. Numai două laturi, paralelogramul cu două laturi congruente, este cel care te mulțumește, pentru că ăsta e deja egală cu asta. Și atunci toate devin egale, congruente între ele, natural, datorită proprietății de la paralelogram. Trebuie să mai recapitulăm, domn profesor, din când în când, știți? Da, păi tocmai asta faceți. Deci ABC de rom, ABC cu de latură 14 cm. Vă amintiți cum am desenat un rom? De regulă îl desenez așa eu. Rom, ai dat figura alăturată, domn profesor. Rom, diagonale mai degrabă. Da? Da. Așa, o să o iau de acolo. Da, ca să facem după carte. Pe fie ABCD un rom, asta înseamnă că am de-a face cu o figură cam în genul ăsta. Da? Deci toate laturile. E un paralelogram cu laturile, două laturi vecine congruente, ABCD. ABCD. Văd că e dus AC-ul, diagonal AC. Da, e împărțit AC în 3.
AC e împărțită în trei bucăți. Da, undeva M la prima bucată. Așa. Și duceți paralel la AD, mână. Deci așa și așa. Da. Da? Paralel în felul ăsta. Mână la AD. Da. Aici e M. M aici și pe partea asta. Așa. Deci avem de latură 14 cm, domn profesor, la ipoteză. Ipoteză. AD 14 cm. Mână paralelă cu BC. Mână paralelă cu BC. MP paralelă cu DC. MP paralelă cu DC. Și mai avem raportul AM supra MC. AM supra MC. Egal cu 3 pe 4. Am făcut bine, domnul profesor? MC egal cu 3 pe 4. Nu știu. A, nu, că e 3 din 4 înseamnă, nu? Deci dacă e să am supra M, 3 pe 4 înseamnă că... Înseamnă am 3. Cum înțelegem? Am supra de 3 ori am, egal de 4 ori mc? Da. 3 pe 4, de 4 ori am. Deci egal cu 3 pe 4, 3 nu? Pe 4. 4 ori am e egal de 3 ori 4 mc. 4 bucăți de am egal cu mc. Aha, cum, cât să împărțim? Aici cum ar fi gât? Împărțim prin 5. De 5, 5. Păi aia trebuie să ne gândim, dacă ne împărțim prin 5, avem de 4 ore AM, caz câte ore AMC, nu știu. Mă, mată, din ei nu mă pot concentra, nu mă pot concentra, ce fără. Da. Păi, nu, aici este o observație pe care o face și fii atentă ce spune. Nu, profesor, dar s-o chema pe Daria, că ea știa. Da, nu, nu e așa, nu e așa. Nu, așa, lăsați-o un pic, coeficientul de concentrare e foarte scăzut în condițiile astea. Da, da, da. Uite, restul e plasat punctul M, așa în fel încât AM și cu MC îți face tot AC-ul. Și noi ne gândim încât se împărți pe AC, nu? Păi da. AM, de 4 ori AM egal cu de 3 ori MC, adică de 4 ori AM egal cu de 3 ori MC. E greu să faci așa, ți este dificil. Dar ce ar fi să adunăm numitorii la numărători? Adică AM și atunci ar însemna de aici AC. AM plus MC. Supra MC. Supra MC. 7 pe 4, da? Da, M plus MC tocmai face AC. Deci de aici rezultă că AC supra MC egal cu 7 pe 4. Sau, altfel văzut, putem să întoarcem AC supra MC, da? 7 pe 4. Înseamnă că să luăm, să împărțim în... Aș putea zice MC de aici să scot. Uh-huh. MC este egal cu MC... de 4 ori AC a 4 AC supra 7. Mai clar. Împărțim pe AC în 7 părți și luăm 4 din ele. Asta înseamnă, nu? 4 șeptimi din AC egal cu 4 pe 7 din AC. Înseamnă că o să-l împărțim în 7. În 7 bucăți. Dacă ar duce cealaltă diagonală ar fi perpendicular, știu că se înjumătățește. Și atunci aș trebui să, ca să am 7, 3 și jumătate în partea asta și 3 și jumătate în partea asta și pe partea 7. Adică 1, 2, 3 și un pic, mai mică un pic să fie, 1, 2, 3 și un pic, și fac aceeași chestii, 1, 2, 3. Deci în felul ăsta am împărțit în 7 segmente pe AC. Ce? Da? Voi măsurați cu rigla, pur și simplu vedeți cât e de mare AC și împărțiți, luați în milimetri acolo și împărțiți cât vă dă, în 7 și cu aproximații. Da. Cât? Cât se strigă? 4 jumate. De 4 jumate, adică 42. 42. Împărțit la 7, 6 mm. Dacă diagonala
Păi, dacă este de 40 cm și jumătate. Da. Atunci înseamnă 40 și jumătate, ai spus? Da. Adică 45. Și 45 împărțit la 7, 6 ori 7, 42, aproximativ de 6 mm. Mai mult din jumătate, dacă 4 din 7. Nu. Eu am împărțit, dacă 4 din 7, pe cine am zis noi aici? M ce? Deci, da, M la ce? De la M la ce să luăm 4 din 7? Da. 4 din 7 și rămân 3 pentru poziționarea lui AM. 1, 2, 3. Aici este M. Da. Da. Perfect. Perfect. Perfect, da, nu? Da. Da? Și acum ducem paralel. P și N. Da. Exercițiul ăsta care am făcut este pentru a înțelege ce înseamnă 4 șeptimi. Nu? Împărțim segmentul AC. Da? În 4. 4 pe, 3 pe 4, ați văzut, 3 pe 4 la început. 3 pe 4. Adică AM supra NC, AM supra NC, 3 sunt aici și 4 aici. Da. Da? 3 aici și 4 aici. Așa trebuia văzut. Și arătați că A, la concluzii, domn profesor. Da, la concluzii. Arătați că A, N, M, P, ROM. A, N, M, P, ROM. ROM. La A mic, la B mic, perimetrul rombului. Dacă perimetrul lui A, N, M, P egal cu cine, nu? A, nu lua ABCD? Cu ce era rom? Perimetrul rombului, asta spus, zici, da. Poate al rombului. Față. Ei, vom vedea. Să le aflăm și pe unul și pe altul, dacă ne descurcăm. Uh-huh. Deci, mai întâi să vedem dacă asta ca figură, PMNA este romb. Ca să fie rom, ce ar trebui să arătăm mai bine? E paralelogram. Că e paralelogram, stop! Păi chiar nu-i, pentru că A, B, e paralel cu D, C și cu M și am luat M, P paralel cu D, C, atunci P, M e paralel cu A, M. Deci, o dată, Adi, știm că înainte am avut de-a face cu un rom, da? Da. Și într-un rom, laturile opuse sunt paralele și congruente de 8 de 2, iar noi am dus MP paralelă cu DC, parcă ai zis, da? Da. Dacă MP e paralel cu DC sau cu AB, nu mai știu cu cine zic. Cu DC, dar scrie în ipoteză. MP cu DC. Dar DC e cu AB. Deci MP e și cu AB. Da. Paralel. Deci și cu AN, că nu-i pe. Deci ai pe MP paralel cu AN. Analog s-a dus MN paralelă cu cine mână? Cu BC. Cu BC, da. Mână, cu BC. Corect. Și dar același dacă, dacă e cu BC, e de fapt și cu AD. Adică cu apă. Și iată că asta e paralelă cu asta, asta e paralelă cu asta, figura astfel obținută este paralelogram, când laturile opuse sunt paralele de 8 de 2. Întrebarea este acum să aflăm dacă două laturi vecine sunt congruente. Păi, într-unghiul A, P, M. A. Să luăm triunghiul A, P, M și triunghiul A, P, M. A, P, M și? A, M, P. A, M, N. Deci mă obligi să duc diagonala asta, nu? Da. Sau? A, nu neapărat. A, P, M, așa, nu? A, P, M și A, M, N. A, așa, bun. Ce poți să spui despre cele două triunghiuri? Păi, cum avem că A, B, C, D este rom și M, P, paralel... Nu-i rom, e paralelogram. Da, și avem P, M, paralel cu D, C. Asta înseamnă că P, M e congruent cu D, C. Deci asta e cât asta, adic, din paralelogram. Da. P, M, cu A, N, da, la fel. Da, da. Și ne mai trebuie unghiul A, P, M, cât... Unghiul dintre ele vrei să spui, da? Da. Ăsta de aici, dacă e cât ăsta de aici. Și este, mă, că e paralelogram și da. Unghiul opus într-un paralelogram sunt congruente. Triunghiul sunt congruente. Și ce dacă vei ajunge la concluzia că triunghiul ăsta fiind congruent cu ăsta de luna, ce poți să spui dintre ele? Dar nu vreau să vreau, deci vreau să mă duc pe altul. Da,
ai sesizat o slăbiciune, trebuie să fii urmărit și aici. Am urmărit, da. De ce crezi? A luat acelea două triunghiuri ca să zică că... Am urmărit lucrul. Da. Dar luat, este de folos congruența triunghiului la pământ. Doar atât. Că latura asta de aici va fi cât latura asta. Da, asta știa asta. Da. Și asta din panogram. A tradus niște informații din panogram. Dar mare brânză n-ai făcut, Adi. Asta să luăm A, C, B. Că ție îți trebuie laturile vecine să fie congruente. Într-unghiul A, B, C. În A, B, C. B, C. N, M este egal cu B, C pe 2. M, M egal cu? B, C pe 2. De unde sunt? Da, nu e nimic mijlocii. Păi n-ați zis dumneavoastră că cum A, N, P, N, B și A, M, P, M, C, nu M, N, E, P, B, C pe 2? Păi nu n-am spus că mâi la mijlocul AC și nu-i la mijlocul AB. Nu. Chiar nu-i. Chiar ți-o zis la către. Că-i 3 și 4 aici. Da. Dar mi-a zis mie cândva că D, C, pe 2 egal cu P, M. Ce? Unde e asta? Când e linia mijlocie. Când e linia mijlocie, triunghiul ăla de sus, în raport cu triunghiul de jos, și latura de jos va fi cât asta. Deci, Miruna, ca să ne înțelegem, să nu cumva să mai rămână confuzii, loc de confuzii. Deci, triunghiul A, B, C, și când am dus pe mână, când am dus pe mână, și mână fiind la mijloc, triunghiul A, mână, și cu triunghiul A, B, C, are calitatea asta, că așa cum A, M, jumătate din A, C, A, N, jumătate din A, B, și M, N, jumătate din B, C. Dar aici am linia mijlocie. Da, și numai că e cu linia mijlocie jumătate. Dacă e mai sus, dacă e mai sus, nu mai este jumătate, ci este aceeași raport în care se află, hai să spun, M, 1 aici și N, 1. Adică așa cum se află A, M, 1 față de A, C, și A, N, 1, efectiv, cu față de A, B, se află și M, M, 1, M, 1, N, 1, față de B, C. Nu jumătate. A, N, supra, A, B. Așteptați un pic, lăsați un pic. Într-unghiul A, B, C. Asta trebuie să mă... Într-unghiul A, B, C, da. Da. A, N, supra, N, B, egal cu... A, N, supra, N, B. Egal cu A, N, supra, M, C. Ea spune așa, într-unghiul A, B, C, fiindcă M, N, e paralelă cu B, C. Da. Avem ca A N supra N B egal cu A M supra M C, da. Și A N plus N B egal cu 14 supra N B egal cu A, A M plus M C supra M C, adică 7 pe 4, că ne dă în da. Ipoteză. Da. Și așa aflăm cât e A N. Deci, Miruna, tu spui, așa. Că datorită paralelismului, știm, conform teoremei Thales, că AM supra MC egal cu AN supra NB. Da. Și cum astea sunt 3 aici, tot 3 este și aici. Deci AN supra NB, tot 3 pe 4 ar fi. Da. Deci să spunem, să scriem și noi chestia asta. Deci începem demonstrația, da? Dar stai, întâi e paralelogram, nu? Hai să scriu paralelogram ca să... Deci o să spunem așa. Că... Cine vorbește? Anca, te rog pe tine. Demonstrație. În A, pe Emien. Nu, plecăm așa. Anca. P, M e paralelă cu D, C. Uite, vezi că e acolo, da? P, M paralelă cu D, C. De unde? Din ipoteză. Dar și M nu e paralelă cu D, C. Nu, un pic. Deci, P, M e paralelă cu D, C. De ce e paralelă cu A, B? De ce e paralelă cu A, B? De unde are? Tot din ipoteză că A, B, C, D, ROM, da? ROM, A, B, C, D, ROM. De aici rezultă că P, M e paralelă cu A, B sau cu A, N, cu final, nu? Cu A, N. P, M, paralelă cu A,
Ien. Bun. E de altă parte. Analog și pentru mână. Da, hai să scriem exact analog, în loc de analog. Mână paralelă cu. Cu bâcă. Cu bâcă. Și bâcă e paralelă cu ană. Nu e până cu abă? Acolo sus? Ce vrei? Pâmă. Pâmă e cu paralelă cu. De acolo, din a, relația sus, ană. E cu abă, da, și... da, da, din relația aia. Uite, miroaz, P, M, da, cu de ce, da. De ce cu A, B, dar A, B aici poți să spun în loc de A, B, A, A, N, Mirona. Da. Da. Sau să zicem că nu e pe A, B, ca să... Sau zicem cu ordinaritatea A, N, B. Poftim, adăugăm aici, da? A, liniuță, N, liniuță, B, da? Ca să se înțeleagă că scolinearii își-mi permis să spun că P, M, paralel cu A, N. Pe de altă parte, B, C, e paralelă cu cine? Cu A, B. Cu A, D. Cu A, D. Și adăugăm de desubt colinearitatea A, P, D. A, liniuță, P, liniuță, D. Și din cele trei reiese că mână mână paralelă cu P, A. Mână paralelă cu P, A. Și din ăsta două, pus așa, rezultă că figura P, N, M, P, A, N, M, P, A, N, M, paralelogram. Motivul, ratele opuse sunt paralele două câte două. Și am arătat că am de-a face cu paralelogram. Acum, ce am să fac? Într-un ghiul ABC, a zis că A, M, ta, M, C. Deci mergem într-un ghiul ABC. Deci mă întâi în ghiul A, B, C. Avem A, N, supra, N, B. Nu, no, zicem că M, N, să adăugăm de sub, că M, N, paralelă cu B, C. Atunci, clar, de aici, conform teoremului Thales, da? De Thales, rezultă că scriem ce? Rezultă că AN supra NB. AN supra NB. Egal cu AN supra MC. AM supra MC. Și egal mai departe cu, cu raportul dat în ipoteză. 3 pe 4. 3 pe 4. Deci avem așa, scriu încă o dată, A, N, supra, N, B, egal cu 3 pe 4, da? Egal cu 3 pe 4. A, N, hai să adunăm pe... Da, nu adunăm numitorii la numărători? Numitorii la numărători, spui să adunăm, da? Adică A, C, supra, M, B. Un pic cu el, mai calm un pic să luăm. Deci eu spun să adunăm pe cine vrem noi să aflăm, pe ană. Da. Dacă vrem să pe ană, pe ană. Deci adunăm numărătorii la numitori. La numitori, da. Ca să rămână. Și atunci adi numărătorii la numitori, da? Numărători, a, da. Ca să rămână ană. Deci e echivalent. A, e B. A, B. Ană supra ană plus nă. Ană supra A, B, da. A, plus N, B, lăsăm așa, egal, egal cu 3 pe 4. 3 supra? 3 supra 7. 7. Rezultă că... Cum A, N plus N, B face cât? A, N plus N, B face A, B. A, B. Iar A, B este știut că este 14. Deci, rezultă că A, N supra 14. A, N supra 14, egal cu 3 pe 7. Și atunci A, N va fi egal cu cât? Și atunci A, N va fi egal cu 6. 2 ori 3, 6. Deci A, N egal cu 6. Și iată l-am găsit ca A, N. Aici scrie, am acolo teoremul lui Thales. Teoremul lui Thales. Da, da. Dumneavoastră a scris TH. Da, așa scrie Thales. TH. Teoremul... A, TH la teoremă. Teoremă. Teorema. Teorema lui Thales. Bun. Ne întoarcem. Deci știm că de altă parte. Ia pe vrem să aflăm. Ana este de 14 și îl știm și pe AB, rezultă că nu avem nici pe AB. Așa cum îl aflăm pe AP. AP. Pentru asta ne ducem în triunghiul ABC, ADC. Deci în triunghiul A, B, C. Și M, P, paralelă cu D.
Rezultă de aici, conform teoremei. Eu nu înțeleg, dar de ce trebuie să zicem că MUP neapărat, de zicem că MUP pare cu DC? Păi da, Thales că nu lucrează altfel. Dacă mă zice asta, degeaba lucra mecanic. Nu, nu lucra mecanic, dar pe noi Thales spune doar așa, o paralelă dusă la una din latura pe unei triuni, în parte pe celelalte. Mai paralelă în parte. Nu înțeleg, da. Da? În segmente proporționale. Rezultă din teorema lui Thales că AP supra DP. AP supra DP, da. AP supra FD egal cu AM supra MC. Supra MC. Și egal cu 3 pe 4. Da. Și rezultă că AP plus DP pe PD. Noi trebuie pe PD să la fel sau pe AP? Pe AP. Da, n-ar fi greșit dacă am face așa, nu? N-ar fi greșit Miruna. Dar apoi interesează fata. Păi nu interesează. Păi dar de ce să facem așa, Miruna? Iară, după deci, deci, A, P, P supra A, P plus, plus P, D, da. Egal cu 3 supra 3 plus 4. Deci rezultă că A, P supra A, P plus P, D, AD. AD, care este cât de mare? 14. Egal cu 3 supra 7. Și echivalent cu... Deci rezultă că AP. Egal cu 14 ori 3 pe 7. 6. Egal cu 6. Și am arătat că în paralogramul acesta, AN, AN egal cu AP, și egal cu 6, iată că într-un paralogram în care două laturi vecine, două laturi vecine sunt congruente, figura respectivă este în rom. Deci acolate din astea două, rezultă că P, A, N, M, rom. Perimetrul lui A, N, P, M este... Adi? Adi. Perimetrul A, N, M, da, sigur, la ăsta mic, m-ai zis. La mare. Cred că așa, și la altul mare tot așa. Perimetrul A, B, N, M. A, N, 24. 24, da? Bravo, este egal cu 6 ori 4. Și egal cu 24 și terminat problema. Deci, esențial a fost să vedem ce înseamnă romb. Mi s-a cerut să arătăm că romb. Asta înseamnă să fie paralogram cu două laturi vecine congruente. Mai întâi că e romb, a mers foarte repede, laturile opuse, paralelogram, laturile opuse paralele două câte două, și că este romb, este tot așa de ușor de constatat, pentru că... Nu uitați de la și share! Să nu uitați de la și share! Au venit și voi stați gândul la teză? Vreau să plec asta mai pentru vreme, mai 26 minute, mai vă rog. Da? Mai facem da. Sigur. Da. Și, domn profesor, să subliniem acolo faptul că e paralelă, ne-am putea iau. Nu neapărat, pe Thales nici nu are, nici nu pronunțăm cuvântul Thales, dacă, dacă nu... nu-i paralel. Sigur, tocmai paralelismul determină... Ai înțeles, Miruna, de ce? Da. Trebuia să scrie asta? Și directă și invers, da? Da, aș primi o teză. Cine? Ăștia au teză. Da. Care au ordinat. Am scăpat. Facem și problema de aici. Da. Și eu vreau. Eu vreau 10. ABCD trapez. AB paralelă cu CD. Încă de ușa ta să vorbească băieții. Da. AB paralelă cu CD, da, domnul. AC intersectează BD în O. AC intersectează BD în O. O cât supra OA?
8b supra OA. OA egal cu 2 pe 3. DB egal cu 15. Aflați în concluzie lungimea segmentelor OD egal cu cine? OD egal cu cine? OB egal cine? Deci un trapez. Da. Dar un trapez oarecare, da? Da, da. Deci un trapez oarecare. Deci un trapez ce zic? Că l-am spus trapez, copii, ce puteți să-mi spuneți? Are două laturi paralele și două neparalele. Două laturi paralele. Celelalte se subînțelesc câte neparalele, dacă nu faci precizare. Corect. Ai doar două laturi paralele. Care se subînțelege că celelalte rămân să fie neparalele, dacă tu nu precizezi asta. Da. Care o las mai mare? Baza asta. AB. Da? AB. CD. ABCD. Trapezul. AC se intersectează cu BD în punctul 8, deci cele două diagonale, în punctul 8. OC supra OA, OC supra OA, este 2 pe 3. Două acolo și 3 din coace. Da? Deci două bucăți aici și 3 în partea asta. Hai să știm că se numește fiecare. Așa. DB. DB toată este de 15. DB, să nu scriem pe figură, dar mai mult curcă. Așa, centimetri. O supra OA. Și o D și pe OB să le aflăm. O D și pe OB. O D și pe OB să le aflăm ca mărime. O D și pe de la voi aștept. Păi, triunghiul ADC. E Luna, trebuie să știi că ești la teorema lui Thales. Da, dar noi ne-am învățat și teorema bisectoare. Acum nu avem bisectoare. Dar dacă avem? Păi dacă avem. Da. Nu e bisectoare, aici nu se pune în discuție treaba asta. Să știi că la triunghiul lui Thales, o paralelă dusă la una din laturile sale, împarte cu cele două în segmente proporționale, dar nu neapărat numai în interior, ci poate să fie și așa. Deci o paralelă dusă la una din laturile sale împarte în laturi proporționale. Da? Deci și asta. Iată, eu am copiat acum. Pentru triunghiul AOB, DC, paralel la AB, este dusă pe prelungire. Ai înțeles, Nino? Da? Deci, da. Nu neapărat numai să fac mai jos. Triunghiului paralel. Nu numai în triunghi, ci și în exterior, da? Ai înțeles, Nino? Da. Deci, uite, așa. Adi, tu ești atent la ce zice domn profesor acum? Da. Dacă... Uite, cam am cum suntem noi în trapez. A, B, C. Dacă o duc pe aici foarte bine, în parte latura asta, segmente proporționale, adică asta, pe asta, egal cu asta, pe asta. Așa, și dacă e sus? Dacă e sus, tot așa. Înseamnă că asta de aici, pe toată asta așa, egal cu asta de aici. Pe toată aia, da? E toată asta de aici și egal și cu asta pe asta. Și egal și cu asta pe asta de aici. Da? Asta e aici. Da? Deci, în clipa în care am așa ceva, pentru că și la Thales, vreau să vă atrag atenția, că la Thales era așa. Partea AM supra MC egal cu AN supra NB și de aici am să obțin și proporții derivate. Adică și A M supra toată A C, egal cu A N supra toată A B, și atunci cu M și egal cu M N supra toată asta. Aha. Deci când intră în laturile triunghiului mic pe latura triunghiului mare, atunci continui cu M N supra A B C. Aici, când mi-a intrat latura asta
supra asta, adică triunghiul mic, triunghiul mare, egal cu latura asta pe toată asta, uh-huh. Și egal, egal și cu latura a treia pe latura a treia. Și în situația noastră, domn profesor, OD, adică? La noi, OD supra OB, egal cu OC supra OA și egal cu DC supra AB. Nu supra toată. Deci de nu egal OD cu... supra DB. Deci a zis așa, OD, care a triunghiului de sus. Da. Supra OB, care a triunghiului de jos. Da? Da. Deci OD supra OB, egal cu OC supra OA și egal cu DC supra A. DC supra A. Păi asta trebuie să spui. A, B, C, D, luăm ca pentru-un, nu? Deci, care? A? A, B, C, D. Luăm ca și A, B, C, D. Are aceeași proprietăți la teorema următoare, sunt pentru-un. Nu, triunghiul A, O, B trebuie să-l vezi. Triunghiul A, O, B. Da. Și atunci deci, A, O, B. Nu pot să vorbesc de A, B, C, D. Nu-i triunghiul A, B, C, D. Triunghiul are trei puncte, trei vârfuri. Da. Am zis că trapezul A, B, C, D, luăm ca pe proprietățile unui triunghi. Deci are triunghiul ăla de sus îl iei. Latura triunghiului mic supra... Deci noi luăm de bază pe A, O, B. A, O, B. În triunghiul A, O, B. Și putea să fie paralela asta pe aici. Da? S-au dusă mai sus. Și acum... Pentru triunghiul AOB, AOB în care diagonal am dus, apare triunghiul ăsta de sus și triunghiul ăsta de jos. Și când zicem proporționalitatea, dat fiind faptul că mă refer la laturile triunghiului de sus și laturile triunghiului de jos, mă duc și pentru a treia. Da, deci, hai să spunem și noi. Cum de ce? Pentru triunghiul, zicem. Pentru triunghiul AOB avem DC paralelă cu AB, din cauza trapezului. Uh-huh. În ipoteză. Și acum formăm conform teoremei lui Thales. Deci că DO pe OB egal cu OB. DO supra OB egal cu QO pe AO. Așa, QO supra AO. Și egal cu DC, da? DC supra AB. Da. Și acum văd ce am, ce mi se dă, ce mi se cere. Mi se dă D. OC supra OA. OC supra OA. Știu, în raport cu deci. De 3, da. Egal mai departe cu cât zicem cu 2 pe 3. 2 pe 3. Da, și putem să spunem acolo DO plus OB. Acolo deci scrim în raportul DO, DO supra OB egal cu 2 pe 3. DO supra OB. Nu vreau să zic că DO plus OB supra OB. Păi, acum urmează derivate. Proporții derivate. Deci de aici rezultă că adunăm DO plus OB numitorii la numărător. DO plus OB supra OB egal cu 3, egal cu 5 supra 3. 5 pe 3. Și avem 15 pe OB. Dar D plus O plus OB este dat în problemă. Da, e 15. Deci 15 supra OB egal și cu 15. Simplificăm pentru un 5 și vine că OB va fi egal cu cât? 25, că eu am simplificat 15. Nu, păi stai, 9 parcă vine. 9. Că dacă am simplificat, pe 15 ori 3, faci și tu 15 ori 3, fac 4 ori 5, împărți la 5. Pe 15 nu se simplifică. Pe 15 cu 5. Și mai rămas aici un 3? 3 ori 3, 9. 3 ori 3, 9. OB egal cu 9. Și dacă am aflat pe OB, care una din probleme da, este? Da, și mai trebuie OD. Păi OD egal cu DB minus OB, adică... 15 minus 9, nu? Da. Bine? Da, da. Deci DB da. Va fi egal cu 15 minus... Și 6. 5 minus 9 și egal cu 6. 6. Foarte fain, e problemă. Nu uitați de like și share. Mie mi s-a părut foarte interesant asta, domnul profesor. Să punctăm un pic aici. Dacă merită să zăbovim exact. Un pic, ca să ne fie foarte clar. Deci autorul fructifică chestia asta, că dacă duci o paralelă prin interior, lucrează teorema lui Thales, care spune raportul laturilor, stânga-dreapta,
dar din proporții derivate, practic te trimite la triunghiul, laturile triunghiului de sus, micuț, supra laturile triunghiului se păstrează pentru toate, da? Este ideea asta că prin ducerea paralelei se formează un triunghi care e asemenea cu cel mare. El are toate unghiurile egale. Adică unghiul de sus este același. Da? Și unghiul din mâini cât unghiul din ce, datorită faptului că paralelii fiind asta secantă, se sunt corespondente. Corect. La fel și ăsta. Deci, practic, cele două triunghiuri, unul e mai mare și altul e mai mic. Uh-huh. Și raportul se păstrează pentru toate laturile. Da? Și tot așa de bine când am dus în exterior, s-a format un alt triunghi care în raport cu triunghiul socotit, din nou sunt asemenea. Unul e mai mare, altul mai mic. Da, deci în trapezul ăla ai văzut triunghiul ăsta, AOB. Ăsta a fost AOB luat de bază. Deci triunghiul pe care l-am luat de bază a fost triunghiul AOB. Exact. Și paralela dusă era deasupra lui, dar nu contează. Sigur că da, paralela dusă deasupra, exact ca în figura de aici. Exact. Tocmai asta vreau să punctez. Și condițiile astea, triunghiul de aici cu triunghiul ăsta de jos, sunt triunghiuri asemenea și are loc raportul de proporționalitate a laturilor triunghiului respectiv. Și atunci apare DO supra OB egal cu OC supra AB și egal cu DC supra AB. Dacă cumva mi-ar fi fost dată DC, aș fi putut să apuc și pe AB. Deci autorul mai putea să prelungească, spune, îți dau și pe DC ca mărime. Și atunci eu continuu raportul de asemănare. Da, și aflam și pe AB, baza mare. Și cu ocazia asta putea să zică, află perimetrul, știu eu. Da. Mă gândeam acolo cum pot să aflu și înălțimea. Deci aveam o problemă interesantă de acolo. Să facem sinteza covenința unui profesor. Da, da. Și la sinteză să zicem ce. La algebră. Da, acum, întâi la algebră, domnul profesor. Operații cu numere raționale. Operații deci, mier. Am făcut modul. Sinteza. Da. Corect. Așa, am făcut operații cu mier, modulul. Deci introducerea și spatea de suradical. Suradical, da. Da. Unu. Introducerea. Spatea. Și spaterea unui număr de subradical. Da. Și spaterea unui număr de subradical. Da. Doi. Am făcut descompunerea unui număr, factori primi, ca să vedem spate subradical. Da, am făcut, da. Am făcut descompunerea unui număr ca un produs de factori primi. Da. Și cum apoi, trei. Radicale asemenea. Radicale asemenea. Da. Asemenea. Patru. Modulul unui număr unui număr irațional de forma modul din 3 radical din 2 minus 5 radical din 3. Adică ar trebui să vedem când e mai mare, când e mai mic, acolo. Da, modul de E egal cu E și minus E. Asta am ascultat. Da. Că modul din E. Explicitarea modulului. Mm-hmm. Deci 5, explicitarea modulului. Da. Bun. Cam asta am făcut la algebră. La algebră și la geometrie am făcut așa. Aici a fost algebră, da? Algebră. La geometrie am făcut așa. Geometrie. Rom. Deci, unu. Rom. Rom. Proprietăți. Da. Rom, paralelogram. Paralelogram. Și trapez, proprietăți. Și teorema lui Taylor. Gram. Trapez. Trapez. Haide.
da, și proprietăți. Proprietăți, da. Și doi teorema lui Tales. Doi. Teorema lui Tales. Nu, T, 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 punct T. Teorema. T, punct T. Da. Vezi, Tofa. T, Tales. 3. Probleme, nu? Probleme... Asemănarea triunghiilor, cum am zis, asemănarea. Ce unde vine? Ia spune asta, bără, tu te întorc. Da? Iadul. Așa, la seara. Le mulțumim celor care au. La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe Prof Online și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Să adormi și share. Să ne lăsați comentarii. Da, lăsați-ne comentarii. Lăsați-ne comentarii. Mulțumim și pentru.